pornească foarte greu benzinarul. Am să vă arăt acum din ce cauză. Este vorba de senzorul de turație de pe volantă. Senzor care se află aici. Este vorba de acesta. Dacă pot să ajung, vai, ce arde motorul. Este vorba de acest senzor. O să desfacem acel șurub de acolo și acesta de aici. Ca să scoți mufa, trebuie să tragi de acest clips către în afară. După care tragi de mufă către tine. Doar că poziția e atât de sexy aici. Voi folosi o tubulară de 10 și un raci. Pentru cel de-al doilea, voi folosi o prelungire mai scurtă. Nu pot să filmez aici, să vedeți și voi exact ce fac, dar vă pot spune că e inuman. Odată ce ai scos șuruburile, senzorul iasă fără probleme. Despre el este vorba. O să curățăm pe aici. Asta, să vedem dacă o să ține figura, dacă nu, o să schimbăm cu unul nou. După ce l-am curățat, sau cred eu că l-am curățat, pe aici, în jurul lui, mai este negreală. Am să mai insist. L-am curățat. Se vede că acum în jur, la acest metal, este curat. Și mă gândesc cu groază că trebuie să-l montez la loc. Normal ar fi ca acest senzor să-l schimbați, în niciun caz să-l curățați. Eu l-am curățat să văd doar dacă are vreun efect și un motiv de a filma un tutorial. Am avut noroc, cel unde pot să folosesc prelungitorul cel lung. Am mers aproape până la capăt cu mâna. Am să încerc acum și la celălalt care e mai scurt. Am reușit să strâng șuruburile. Am să bag la loc cu mufa. A clipsat cum trebuie la loc. Am să pun din nou cablurile care le-am mutat de pe aici, ca să-mi fac un pic mai mult loc. Să vedem dacă pornește.
Eu zic că am rezolvat problema, cel puțin temporar, dar pe viitor, ca să nu mă trezesc că mă va lăsa din nou în drum, va trebui neapărat să cumpăr un senzor nou.